Companiile de turism din Bulgaria vor să găsească soluții pentru atragerea turiștilor din România în contextul declinului alarmant al vizitatorilor români raportate de hotelurile de pe coasta bulgărească a Mării Negre. Discuțiile au loc în cadrul unui forum la care participă și companii din România în orașul Veliko Tarnovo și este organizat de Ministerul Economiei, Energiei și Turismului, Uniunea pentru Turism, SPA și Asociația Proprietarilor Bulgari de Hoteluri și Restaurante. Companiile din România participă pentru detalii despre prezentarea Bulgariei ca destinație turistică pentru întreg anul. Organizatorii au declarat că obiectivul este promovarea Bulgariei pe piața din România, una dintre prioritățile sectorului de turism. Proprietarii de hoteluri au raportat scăderea alarmantă a numărului de turiști români din regiunea de nord a coastei bulgărești a Mării Negre, principala destinație a vizitatorilor români în Bulgaria.